Popeanu, vă mulțumim mult că ați venit la acest eveniment frumos, Masa Rotundă Asociațiilor Diaspore din Canada. Suntem onorați, dumneavoastră reprezentați municipiul Morealului și, la sigur, în virtutea activităților dumneavoastră, aveți în vizor diversitatea culturală, etnică și așa mai departe. Aș dori să ne spuneți câteva cuvinte despre ce ați simțit la această întrunire și care sunt opiniile și dorințele dumneavoastră pentru comunitate. Mulțumesc foarte mult, doamna Medicanu, Ala, pentru că suntem prietene vechi, ne cunoaștem aproape de la primele zile când ați pus piciorul în Montreal. Deci, sunt foarte aproape de comunitatea moldoveană, pentru că, deși trăiesc în Canada de 26 de ani, într-o altă viață eram în Iași, deci moldoveancă. Și știți foarte bine că am deschis cu mare drag ușa casei mele și a înțeles, pentru ca să vă ajut. Este un moment istoric astăzi, pentru că ați reușit să întruniți în același loc reprezentanța ai comunității moldovenești din toată Canada, a diasporii din Moldova din toată Canada, și este foarte important, pentru că chiar dacă trăim an de rândul într-un alt loc din lume, transportăm în noi cultura și tradițiile și sentimentele care vin din țara în care am născut. Și vă felicit, sper că lucrările acestei întruniri să vă conducă mai departe și să aveți realizări cât mai frumoase. Vă mulțumesc! Noi vă mulțumim mult, vă dorim succes și vă suntem și noi alături la rândul nostru. Nu ne-ați refuzat niciodată, de câte ori v-am rugat să participați la întrunirile Asociației Culturale Române, CMQ. Noi apreciem foarte mult și vă mulțumim din toată inima. Vă dorim un an cât mai bun. Mulțumim! Cu dragă inimă, un an bun și moldovenilor și multe succese. Mulțumesc! Mulțumim! Dragă Ion Leașenco, tu ai venit din Statele Unite. Am înțeles că ai participat la Congresul Mondial Român. Felicitări! Suntem bucuroși că ai ajuns la Montreal la această întrunire, pentru că iată și noi avem astăzi o manifestare de unitate deocamdată în rândurile diasporei de aici, după care sperăm să reușim și o colaborare care să depășească hotarele din Canada de aici, să fie o colaborare a diasporei la nivel internațional, dar mai bine spunem tu ce gânduri ți-a trezit această întrunire și cu ce mesaj ai venit. Da, eu vă felicit pentru acest frumos eveniment. Mă bucur să văd diaspora de pe cele două maluri ale Prutului reunită. Excelența sa, doamna ambasador, avem un consilier din Montreal, un consilier local. A venit și doamna Olga Coptu, președintele Biroului Relații cu Diaspora. Sunteți aici dumneavoastră. A venit eu din Statele Unite, unde mesajul meu de fapt a fost același, pentru unitate națională, pentru că chiar dacă această unire în cuget și în simțiri s-a produs în diasporă, în anul centenarul unirii, un an foarte important, trebuie să ne implicăm fiecare și să înțelegem că doar de noi depinde cât de curând se va produce unirea Republicii Moldova cu România. Eu am ferma convingere că ea se va produce și doar de noi depinde cât de curând asta va fi. Eu, oriunde am mers în diasporă, am văzut că oamenii din teritoriile acestea care au ajuns aici prin prisma unor factori subiectivi, obiective,
au o dragoste deosebită pentru cei de acasă, iar cei de acasă o simt foarte bine pentru că noi simțim pe pielea noastră generozitatea dumneavoastră sufletească și nu numai, și ținem cont de faptul că dumneavoastră cei din diaspora din Canada și din alte state ale lumii ați contribuit inclusiv și la impulsionarea economică a celor de acasă, atât celor de România cât și a celor din Republica Moldova, prin remitențele constante care au făcut în așa fel încât lucrurile să se schimbe în bine și la Chișinău, București sau Iași. Îndemnul meu este ca asociațiile de aici, asociațiile atât cele din Republica Moldova și cele din România, să organizeze inclusiv evenimente dedicate centenarului Unirii. Am văzut aseară un eveniment foarte frumos, un eveniment cultural. Astăzi un început fructuos a lucrării acestei mese rotunde. Îndemnul meu este să nu uităm că suntem români și să nu uităm despre unitatea celor două maluri ale Prutului, pentru că unirea face puterea și asta am dovedit inclusiv astăzi. Mulțumim, noi la Montreal avem deja unitate, dacă o să luați broșura noastră o să vedeți că cele două comunități acționează împreună deja de 10 ani, așa că exemplul Quebecului poate fi urmat și de diasporile din alte părți. Noi vă dorim multă sănătate, succes și vă mulțumim! Și eu vă mulțumim, sănătate și familia dumneavoastră! Mulțumim! Dragă Corina Luca Haiduc, noi suntem prietene de mulți ani. Iată că ne-ai onorat cu prezența la această masă rotundă a asociațiilor diasporei basarabene din Canada și ne simțim onorați de prezența ta. Spune-mi tu, ce ai simțit tu la această întrunire? Cum poți să formulezi sentimentul pe care l-ai trăit ascultând acești lideri de asociații și membrii de asociații? În primul rând, mulțumesc pentru invitație, Ala Dragă, și într-adevăr sunt onorată de prezența distinșilor oaspeți pe care ai reușit să-i aduci, de asemenea a liderilor asociațiilor, a liderilor comunității moldovene, a asociațiilor culturale moldovenești. Ce am simțit? Am simțit așa o bucurie, atât de mare inima mea și suntem împreună. Am simțit că toată lumea este deschisă, în colaborare, în unire, în activități frumoase. Asta este ce am simțit și mă bucur foarte mult că deja proiectul este un succes, că deja această diaspora, știam deja că este unită aici, în Montreal, cine trăiește în Montreal, Quebec, știe că moldovenii cu românii sunt uniți, știe că, într-adevăr, comunitatea moldovenilor... este unită și, așa cum am spus, sunteți un exemplu și un model și pentru noi. Te felicit, Ala Dragă, pentru inițiativă, pentru organizare, pentru spiritul pe care tu îl ai și focul din inimă. Să fie așa, să fie bine, succes Consiliului Diasporei, succes lucrărilor din această după-amiază și să fim împreună în continuare. După cei 10 ani de când suntem împreună, îmi doresc până la capăt. Așa că felicitări și succes! Mulțumim mult! În centenarul Unirii trebuie să fim uniți! Centenarul Unirii! Mulțumim! Mulțumim!